azi cazul unui copil care a suferit o lovitură cu o piatră. Mesajul mamei sună astfel: bună ziua, pacientul este fiul meu de 16 ani. Plaga este cauzată de o lovitură cu piatra de aseară, în jurul orei 22, la glezna piciorului. Specific, nu are niciun fel de alergii sau boală. Ați putea să mă îndrumați cum să fac toaleta locală la această plagă și ce unguent să folosesc pentru că se lipește pansamentul? Vă mulțumesc! Răspunsul meu la acest mesaj a fost următorul. Dacă au trecut deja 6 ore de la producere, nu se mai pun fire de sutură și nici omnistripuri pentru că a trecut faza hemoragică și nu se mai prinde. Plus că plaga deja e considerată contaminată. Doar dacă medicul chirurg este dispus să repornească fluxul, să curețe chirurgical și să sutureze. Dacă ați depășit faza aceasta, atunci veți considera plaga o plagă în fază de curățare pentru 21 de zile, în care eu aș proceda în felul următor. Aș spăla bine cu dușul, cu apă și săpun. Dacă dorești să vezi continuarea acestui clip, apasă linkul din imaginea cu abonamente de pe ecran sau intră pe www.medataloș.ro, secțiune abonamente și achiziționează un abonament. Pe lângă sutele de articole care sunt puse la dispoziție și la care vei avea acces nelimitat în cadrul acestui site, vei contribui și la susținerea acestui proiect educațional pe care l-am lansat în 10-12-2018, numit Suport Informațional pentru Asistenți și Pacienți.